Bună dimineața, bună dimineața! Astăzi, în acest video, sunteți doar cu mine, pentru că mergem la muncă și la muncă sunt singur, nu mai sunt cu familia, așa că astăzi o să vă plictisesc eu. Avem un pic de gheață pe parbriz. Un grad. Din păcate mi s-a ars tabela mea luminoasă. Îmi pare rău, dar trebuie să o repar, nu știu ce o să-i fac, dar o rezolv eu. Gata, dragilor, ne-am pus la drum, sunt minus 2 grade, dacă ați văzut. Am plecat în cursă, mergem către, nu știu de ce se vede așa urât, geamul nu l-am șters, dar mai târziu o să mă ocupă. Mergem către Milano, dar am ceva să vă povestesc înainte să începem vlogul mai activ, ca să spun așa. Încep prin a vă spune că românul lovește din nou, sau poate nu chiar românul, colegul, să zicem, nu știu care dintre, sau italian, nu știu exact ce este. Ceea ce știu este că este un coleg din pricina cărui nu mai pot, de exemplu, să vă dau mari detalii despre firmă sau să filmez camionul pe afară, pentru că au avut grijă să meargă la patron și să îi povestească că eu am făcut un clip unde mi-am arătat câștigurile și fluturașul și așa mai departe. Bineînțeles că am fost chemat, mi s-a spus că a văzut clipul pe YouTube, așa, că mi-am arătat acolo hârtiile, că am văzut că am șters datele firmei și că nu există ceva care să-i deranjeze, dar totuși sunt o familie, vor să rămână o familie discretă, sunt o familie serioasă și nu vor să apară gen, adică să nu mai postez chestii de genul, să nu mai dau detalii cum ar veni. Să revenim la oile noastre. Dacă ar fi un italian, nu știu dacă ar înțelege el ce am spus eu acolo exact sau așa, dar oricum se deduce, pentru că nu am subtitrări la clipuri. Bineînțeles că a ajutat de vreun coleg român, i s-a tradus mai exact ce vorbeam și ce povesteam și s-a dus și a mâncat ce nu trebuie mai departe. Acum că e român, că e italian, important este că este un coleg. Chestia care nu mă deranjează pe mine cu nimic, că nu, oricum nu făceam eu videouri despre firmă, despre mari camioane sau... Ăla a fost un video ca să arăt, să dezmințesc salariile colosale care le povestesc șoferii de obicei, că știți că se cam umflă salariile astea la șoferi. Este un clip care la canalul meu, cât este de mic de YouTube, a mers foarte bine, excepțional de bine, și v-aș ruga cu această ocazie, dacă puteți, este prima dată după aproape 2 ani de zile când vă rog, dacă puteți să mergeți la acel clip, să dați o distribuire pe rețelele voastre de socializare, Facebook sau Instagram sau nu știu, între prieteni pe WhatsApp, care puteți, să dați o distribuire la acel clip, pentru că sunt singurul român din Europa, și nu exagerez, sunt singurul român din Europa care mi-am făcut salariul public cu acte dovedit, da? Așa că v-aș mulțumi foarte mult dacă ați face acest lucru, să dați o distribuire la acel clip. Revenind la oile noastre cu binefăcătorii, știm că se practică chestiile astea, știu că îi roade invidia, dar n-am ce să le fac și pe această cale vreau să le transmit celor care s-au ocupat de așa ceva, că nu mi-a interzis nimeni să-mi șterg clipul ăla și nici nu o să o fac vreodată, chiar dacă îmi va interzice sau chiar dacă voi fi nevoit să-mi schimb locul de muncă. Așa că nu mai încercați, nu mai dați de colo până colo, că e greu. Stați pe locul vostru. Ceea ce i-a deranjat pe ei a fost că eu am făcut public salariu și atunci video-ul ăla va fi văzut de cât mai multă lume. Că așa, când e vorba despre bani, se uită lumea. Și nu mai pot ei să vorbească cu unul și cu altul, că știi, bă, cât iau eu, cât fac eu, că poate dă de vreunul care a văzut clipul și atunci e rușinos, știi? Cam asta îi deranjează.
În fine, ne-am urcat pe autostradă și ne îndreptăm către Milano acum, unde o să lăsăm un container. De acolo nu știu exact ce o să iau, dar cred că o să iau un altul și o să-l port, să-l duc în port la Genova, zic eu, nu știu. Dar mergem către Milano și vă țin la curent. Acest video sper să nu le deranjeze pe doamne, că știu că nu vă plac camioanele, nu aveți treabă cu această meserie. Dar, din păcate, pentru astăzi nu am avut niciun clip pregătit, așa că m-am gândit să fac un clip de la muncă, ca să pot să astup golul, să nu rămân fără clip în această zi. Acă ușor am ajuns și la Milano, este o limită de 70 aici pentru camioane și pe strada națională în Italia 70 au limită camioanele. Bineînțeles, unde nu este bandă de urgență, unde este bandă de urgență, poți să mergi cu 90, chiar dacă este național, dar să ai bandă de urgență, cum ar veni drumul expres, să zicem așa. Vremea se prezintă cam în felul următor, s-a ridicat la 5 grade, mamă, începe nebunia de la Milano, mă așteptam la așa ceva. Dar asta este meseria, așa că mergem înainte. Hai că am scăpat și de aglomerație, intru aici la Limito. Să las acest container la DSV. Hai că am ajuns la DSV-ul la Limito. Mă duc să-mi fac actele, să las containerul ăsta și să vedem ce zice. Am dus actele înăuntru că este cu dogana, trebuie așteptată dogana și după mă lasă să las containerul jos. Și am deja o oră și jumătate de când stau aici, am înnebunit, nu mai pot. În sfârșit a dat Dumnezeu, ca să nu ziceți că vă mint, care nu știți, aici arată pauza, da, patul ăsta înseamnă pauză. 2 ore 59 de minute și acum o să mai stau 2-3 minute ca să fac 3 ore, că în caz că se lungește programul, îmi iasă o pauză de 11 ore astăzi, fiind luni, să încep măcar așa, chiar dacă va fi întreruptă 9:03, dar este bine venit oricum, trebuie să ne păzim, știți cum e la șoferi. Stau 2 minute să treacă de 3 ore și după mergem să descărcăm containerul. Mamă, ce rupturi de stradă e și la ăștia aici în instituția asta aici, ca la nebuni. Aude cum faci camionul, ca popa mitică. Exact așa faci. Ia să vedem unde îl poziționăm. În plin, din câte știu eu, cred că se descarcă aici. O, vedem imediat. Și gata, și containerul l-am găsit. Se așează și ne băgăm sub el repede. Gata, trebuie să strângem tui, știi? La mână, așa. Închidem bine ganciurile. Așa, a intrat aici, a intrat. Mergem și la ăsta din spate. Repede, repede, repede. Strâns. Sigiliul e ok. Mai avem unul în față și gata. Suntem buni de drum. Astea sunt prinderele la container. 4, 2 în față și două în spate. În sfârșit sunt pe tangențială, pe centura Milanului, ca să o spun mai românește, așa, să nu mai zică lumea că nu vorbesc cum trebuie. Am luat containerul, am luat documentele și merg din nou către portul de la Voltri, care aparține de Genova, cum am fost și zilele trecute, vineri, unde ați văzut în short-ul acela unde am fost, am luat masa când am rămas în camion. Bine că se circulă, nu este blocat, că de obicei pe aici este un dezastru. Și haide să mergem către Voltri. Acolo vom lăsa acest container și vedem ce ne va da de acolo, după. Bine că nu m-au văzut infractorii cu că filmam. Am scăpat ca prin urechile acului. Hai că între timp a ieșit și Sorinel.
mai ține și cu noi ăștia săraci Dumnezeu, nu numai cu bogații. Vreau să mai povestesc ceva cu voi așa din întâmplările astea de când fac eu YouTube aici. Oamenii, dacă te văd că povestești cu așa ușurință ce ai realizat sau ce ai făcut pe parcursul anilor de când ești aici în Italia, au impresia și cred că le faci ca și cum le povestești, adică așa, știi, cum dai din gură, bam, 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 că ai făcut aia, dresa aia la fiecare video. Ei cred că chiar așa se și realizează, dar adevărul este altul. Până ajungi la realizările astea și până ajungi să te pui pe picioare, chiar și într-o țară străină care câștigi cât de cât mai bine decât în România, îți ia timp și ani, pentru că locul de muncă cel mai bun nu o să-l găsești la prima firmă care te duci să te angajezi, chiria nu o să o găsești pe cea mai bună din prima, o să găsești cea puși la început, că v-am mai povestit eu, chiriile nu se dau așa ușor aici în Italia. Asta spun pentru că am mai primit pe Facebook, la Messenger, mesaje, salut, salut, te-am văzut pe YouTube că ai povestit așa, aș vrea și eu un loc de muncă ca tine, să fiu seara acasă sau... Eu îi mai întreb, mai mă pun la discuții, că nu e frumos să refuzi omul, să nu stai la povești cu el și... Zic, ești în Italia, știi să vorbești, ai acte, păi n-am acte, nu știu să vorbesc. E o problemă, adică n-ai cum să vii tu pentru prima dată în Italia, să nu știi să vorbești, să nu ai nici acte, rezidență mă refer, și să vrei să lucrezi la același nivel cu mine, care eu sunt deja de 6-7 ani aici și mi-am clădit un drum și un traseu și o chestie, o treabă. N-ai cum. Eu vă înțeleg că toți, că și eu am fost dornic la început, dar pe urmă am stat și am realizat că treburile nu se fac chiar așa ușor, cum v-am zis, cum se prezintă pe video. Pe video se prezintă din gură, eu vi le povestesc ușor, dar prin ce am trecut și cât timp am așteptat și cât aia, alea sunt în spate și nu se vede pe video, știți? Asta vreau să vă spun. Care vă uitați la videourile mele, trebuie să înțelegeți că la început se pleacă cu greul. Nu poți să vii aici neștiutor de limbă, să n-ai acte, să nu știi nici la stânga, nici la dreapta și să vrei să faci sau să poți să faci ce face unul care e de 5, 6, 7, 10 ani aici. Trebuie să vă consemnați și să știți că prima dată va trebui să începeți cu greu. N-ai cum să în prima să vii la nivelul la care sunt eu. Nu zic că eu sunt la un nivel, nu știu ce nivel, dar cât de cât sunt pus pe linia mea de plutire aici, treaba mea. Și așa că prima dată vă faceți planuri și trebuie să îndurați cam orice până vă reglați. În sfârșit am ajuns și la Voltri. Acesta pe dreapta este orașul Voltri, care aparține de Genova. Și imediat coborâm și în port. Aici pe dreapta avem un radar de 30 de km la oră, dar eu cred că nu e funcțional, dar
ne păzim cel mai bine să o lăsăm mai încet ca să nu dăm bani în altă parte. După cum vedeți, avem și marea, abia aștept să se încălzească, să putem să mergem la mare, să ne pălăcim, să... și o navă venită în port. Văd că începe să se miște treburile deja ușor, ușor, începe să apară mai mult, mai mult lucru. Coborâm această rampă și imediat ne parcăm. Mergem să facem actele pentru acest container plin, să-l lăsăm în acest port și cred că un terminal lângă o să iau două containere goale. Mi-e acesta mic, numai că să pun două, se poate pune și două odată. Și o să le duc în portul, nu în port, într-un terminal la Spezia, din ce am văzut că mi-au trimis de lucru. Dar până ajungem acolo, haide să punem, să facem actele și să punem pentru a lăsa containerul în port. Acum am fost înăuntru și îmi spune că containerul încă nu e prenotat ca să poți să-l descarci aici în port. Sunăm și vedem ce zice să nu-l prenoteze. Așa se întâmplă. Uite, așa rămâi pe drum. După o oră și 20 de așteptare a venit și prenotarea. Nu știu ce să zic, dar ziua de azi e cam compromis, așa ca să zic. Am intrat, suntem 4 containere în rând care așteptăm aici. Și uitați-vă ăsta din spatele meu, nu ăla cu containerul agățat, celălalt braț stă și nu vrea să lucreze. Uite, așa se întâmplă zi de zi aici în aceste porturi. E sub orice critică. Și uite, pierdem timp, s-a făcut 4:36 și deja suntem în întârziere mare. Din cauza lui că întârzie 5 minute, eu nu mai ajung acasă. Și dacă spune asta, ți-e meseria de șofer. S-a întors. S-a dus acolo la primul să ia containerul. Dar după 26 de minute, uitați-vă și voi, după 26 de minute. Oricum, mi-a stricat situația. La revedere, pa! N-a că acum au venit doi odată, fii atent. Dar degeaba, că faptul e consumat. Deci, exact cum spuneam, am luat și containerul gol, până la urmă m-au descărcat acolo, am luat containerul gol din alt terminal, dar din păcate tot aici rămân în seara asta, pentru că dacă ajungeam cu o jumătate de oră mai devreme la Spezia să-l las pe acesta gol și să iau altul care să-l încarc mâine, poi mâine, atunci... Da, dar numai degeaba mă duc, că nu mai prind deschis terminalul, că este până la ora 7. Este 5:35 și eu fac cam o oră 45 până acolo, deci oricât aș vrea să alerg, nu am cum să-i mai prind deschiși. Așa că dormim la cabină astăzi. Și Loganul nostru, dar după culoare, ce numere credeți că are, a? Nici nu se putea altfel decât Oltenia. Este ora 6, mai stăm o jumătate de oră și mergem să mâncăm, că la 7 deschide restaurantul. Plecăm pe la 6:30, facem 10 minute până acolo și mai stăm 10 minute, belim ochii la mare și pe urmă mergem să mâncăm. Mai am un coleg aici lângă mine, albanez, și o luăm la pas ușurel.
Bună dimineața, dragilor! Mă scuzați că sunt cu ochelarii, dar este ora 8, doar ce m-am trezit de o oră. Este un soare de scoate ochii și n-aș vrea să-i dau jos să-mi vedeți fața șifonată, ca să spun așa. Aseară nu am mai filmat pentru că eram cu colegul și nu este frumos până la urmă, că n-are nicio treabă cu ce fac eu, cu fiecare se comportă în felul lui și așa mai departe. Deci n-avea niciun rost. M-am trezit dimineața, am băut cafeluța și am plecat, mă duc către Speția, după cum știți, să las containerul gol. Trebuie să iau altul gol pentru să-l încarc mâine și mergem acasă. Ca de obicei, cozile aferente au început să se formeze, pentru că sunt lucrări din două benzi, se transformă într-una și uite așa dimineața se face un balamuc de nedescris. Dar bine că a fost pe o porțiune foarte scurtă, 5-600 de metri și am scăpat. Și vis-a-vis de mesajele care îmi vin în privat, pe Messenger, pe Instagram, pe unde mai mi-au scris, în special șoferii în general, nu mă deranjează, dar vreau să mai relatez niște chestii ca să lămurim o situație, să nu pară ceea ce nu este după. Dar mai bine eu zic să intrăm în acest autogrill, ca să stau mai liniștit să povestesc și să nu se mai audă și acest fâșii de la camion, care cred că l-a auzit și e deranjant. E deranjant pentru mine, dar pentru voi care vreți să mă ascultați. Așa că o să intru aici în acest autogrill și așa aveam poftă de a doua cafea pe ziua de azi, s-a făcut și ora 10. Am terminat și cu containerele, l-am lăsat pe cel gol, am luat altul gol. Pentru mâine o să merg la Vicența să-l încarc. Așa că intru aici la o cafeluță și mai povestim ce vreau să mai vă spun referitor la mesajele venite pe Messenger și Instagram. V-am spus, nu mă deranjează, dar vreau să clarific o chestie ca să nu se înțeleagă greșit. Ce bine este când e liniște și nu mai e vuietul ăla. Deci vreau să vă spun că în acele mesaje vin oamenii și îmi cer detalii sau, nu știu, ajutor într-un fel. Ca și cum cred că eu, din ce povestesc, aș fi și capabil ca să îi angajez la orice film aici în Italia sau că sunt eu nu știu cine pe aici prin Italia să fac eu nu știu ce mari bravuri. Nu este adevărat, nu, eu nu vreau să arăt chestia asta prin video, vreau doar cât să explic ceea ce știu și eu, informațiile mele despre o firmă mai bună, mai rea, despre zonele Italiei unde ar fi mai bine să te îți găsești locul, să îți faci un cuib și unde ar fi mai mult de lucru și mai bine pentru tine financiar, să spun așa. Dar nu vă gândiți că dacă eu vă povestesc, cum am zis și mai devreme în video, cu așa ușurință, chiar dacă eu aș putea să sun la firma cu tare și vezi că e începător sau că... Nu, exclus, deci n-am nicio treabă cu asta. Eu pur și simplu sunt un om normal, un șofer care îmi fac și eu treaba mea aici și încerc să vă dau niște informații. Acum, zice și voi dacă sunt bune sau nu, sau le luați ce e bun de la mine, mai luați și de la alții dacă... Dar încă o dată, eu nu fac minuni aici, să țineți minte, nu pot, eu vă dau o informație despre firma respectivă dacă o cunosc în caz, dar mai mult de atât n-am nicio putere eu, așa să vă gândiți. Și la mine la firmă, că voi auziți din ce vă povestesc eu, wow, că e super bine, să știți că nu e toate chiar roz și la această firmă, dar... Asta este, ați văzut că colegii noștri nu se pot abține și așa că nu pot vorbi mai multe pentru că merg și fac maca-maca. Pe această cale țin să le transmit că dacă le place să mănânce ce au mâncat, nu pot să le transmit decât poftă bună în continuare. Sper să nu vă deranjez cu aceste chestii care vi le-am relatat acum, dar să nu credeți că după când îmi scrieți, eu vă răspund și vă dau toate detaliile acolo, dar...
când vă refuz sau să vă spun că nu se poate sau că n-am habar sau că nu pot eu să ajung acolo sau așa, să nu ziceți că nu vreau, că sunt contra. Eu vă dau doar informații, mai mult de atât eu nu vă pot ajuta cu absolut nimic. Gata, cam ăsta este videoul. Sper că nu v-am plictisit, sper că nu le-am deranjat pe doamne cu acest video. Îmi pare rău, v-am spus, nu aveam ce să postez astăzi și a trebuit să fac un video de genul. Acestea fiind spuse, dacă v-a plăcut acest video, puneți un like și abonați-vă la canal. Sper să vă placă ceea ce vă arătăm, în special aici în Italia, vlogurile de familie, și din când în când mai apare și câte un vlog din ăsta de camion, că trebuie să mai astupe și el cât un gol. Sper că nu v-am deranjat. Abonați-vă la canal, like, activați clopoțelul cu paranteze pentru a fi notificați când postăm un nou video. Și până la următorul video, vă țuc de nu vă vedeți. Și pentru restul, poftă bună în continuare. Ciao!